Ce ziceți? Se vede diferența? Bună tuturor și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am atât de puțin timp la dispoziție, de fapt n-aș avea deloc, dar mă simt prost că oarecum am făcut doar două videoclipuri în ultimul timp în care am vorbit despre albirea dinților și nu am făcut ceva pentru canalul meu, așa că astăzi am zis să vin cu ceva șmecherei. Și, cum ați văzut din titlu, vreau să vorbesc despre câteva trucuri, dacă se pot numi așa, sau câteva pași pe care trebuie să-i facem atunci când vrem să avem buzele un pic mai mari decât sunt ele în realitate. Dar înainte de asta, nu uitați să dați subscribe și like la acest videoclip. Începem! După cum puteți vedea, eu nu am absolut nimic pe buze, ceea ce înseamnă că trebuie să pun, pentru că vreau să-mi acopăr conturul buzelor. Și după aia vedeți de ce. Cred că am luat o cantitate prea mare, așa că voi pune pe mână, că oricum o să am nevoie după aia. Al doilea pas este să alegem două creioane, două rujuri, două lipsticuri, ce vreți voi. Dar să fie una mai închisă și una mai deschisă. Da. Deci puteți vedea diferența, sunt chiar foarte diferite. Deci acest creion este de la Copines, nu știu cum se citește. Deci aceasta este firma, Lana de Beauty Mania. Și acesta este de la NYX. Și este nuanța 849 bej. Deci 849 bej. Încercați trucul pe care vi-l arăt eu acum, dar nu vă conturați prea mult buzele, pentru că se vede. Se vede unde se termină buza voastră și unde ați mers voi cu conturul. Eu, inițial, acum câteva ani, credeam că buza mea se termină aici. Da? Deci, unde se termină culoarea. Dar nu, nu e așa. Deci, buza noastră, cel puțin la mine, are un contur și peste care este oarecum invizibil. Nu știu dacă vedeți. Aici, peste, este un contur. Și eu, la început, îmi făceam doar unde aveam buzele colorate, ca să spun așa. Și după aia nu știu cum am descoperit că nu, trebuie să conturăm și linia aceasta, care se vede foarte clar. Și o să vă fac doar pe jumătate de buză ca să vedeți diferența. Și aici la fel avem. Deci, începem pe aici. Cred că o să fac cu buzele așa, pentru că o să-mi fie mai ușor. Conturul nu se vede urât. Deci este fix pe conturul acela de care spuneam că este transparent, oarecum invizibil. Fac același lucru și jos. Așa ar trebui să ne conturăm buzele. Al treilea pas pentru a avea buzele cu efect de mărire este să venim măcar pe la jumătate buzei cu această nuanță mai închisă. Apoi luăm creionul mai deschis la culoare și umplem cealaltă jumătate. Fac și cealaltă jumătate buzei. O să fac. Și având în vedere că am greșit pe aici, se vede, da? Toți greșim, este foarte ok. Luăm o cantitate mică de fond de ten și ne corectăm conturul. Îmi cer scuze pentru sunete și pentru musca din cameră. Eram de mult deschis, altfel aș muri de cald. Și da, și acum nu fac bord. Și chiar mi-am mărit buzele cu 3 pași simpli. Ați văzut cât de ușor este? Ce ziceți? Se vede diferența? Nu știu, să încerc să fac un screenshot la cum eram înainte și la cum sunt acum.
Dacă acest videoclip v-a plăcut și dacă îl considerați util, nu uitați să dați un like ca să știu dacă să mai fac videoclipuri din acestea în care vă arăt câteva trucuri, pasaje și șmechere. Și nu uitați să dați subscribe și să comentați cu părerea voastră dacă se vede vreo diferență sau nu. Eu vă salut și ne vedem la următorul videoclip.